Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag, am avut un live și s-o închis, am început live-ul de la început, nu știu ce să fac, fiindcă într-adevăr suntem multe persoane și se închide live-ul, așa. Bună seara la toată lumea, nu vreau să vă țin mult aici, mult timp aici, încă o dată, bună la toată lumea, cu iertare. Deci astăzi vreau să vă fac o infuzie foarte bună pentru, deci, picioare, mai ales vă fac cunoștință cu planta calului, da, sau coada calului, așa se numește. Este o plantă foarte puternică. Nu stau mult aici, îmi te rog să-mi distribui life-ul, să ajungă cât mai departe. Mai ierți, dar life-ul meu se închide, telefonul meu arde. Da? Deci nu mai am deci loc, e mult chemare. Și mai iertați, da? Coada calului are foarte mult calciu, știți, mai ales când noi vorbim de sistemul osos, este pe primul loc cel mai mult are calciu și ar fi bine ca noi să știm această minunat plantă, cum să ia și cum să bea, da. Cu ea, cu siguranță, poți stai cu picioarele, deci în apșoară călduță, ia uitați-vă, deci eu am aici un vas, da, eu întrânspun coada calului, cu siguranță înainte am pus brusturi, da, că este o plantă foarte bună, chiar și rădăcina este bună pentru cancer, mă iertați, încă o dată am intrat fiindcă telefonul meu a sunat și îl dezbate, da, așa. Și am aici hreanul, dragii mei prieteni, da, planta de hrean care este minunată pentru articulații. Ia uitați-vă și bunătate de calciu, o sursă bună de calciu am eu dacă este vorba de articulații. Deci, 10 litri de apă, 5-6, deci, spunem așa, rămuriele, da, de coada calului, una de hrean, brusturi, deci este minunată pentru articulații. Da, eu astăzi am fost strâns, m-am dus la strâns coada calului, că este foarte puternic, mai ales când noi vorbim de articulații, de sistemul osos. Dacă tu ai osteochondroză, dacă tu ai artrită, dacă tu ai alte probleme de sănătate când vorbim de oasele. Coada calului, în afară că este bună pentru oas și are foarte mult calciu, ia să bea în ceai, în infuzie, pentru curățirea ficatului. Și eu vă arăt imediat cum. Este foarte, foarte ușor. Deci, într-o cană, ia uitați-vă, da? Deci, punem coada calului, alegem curățică, o clătim cu apă rece întotdeauna, așa e în timp, dacă voi vă mai vedeți bine. Așa, ia uitați-vă, da? Deci, o cană de 200 de mililitri. În felul următor, când avem probleme cu ficatul, când avem probleme cu reținerea de apă, fiindcă are foarte mult fier, minunată. În felul următor, cu zahăr, cu mire, și mă întreb, cum vrei tu, da, fără mire și fără zahăr. Cel mai important, dragii mei prieteni, fără mire și fără zahăr. Ia ca în felul următor, ia, o vedeți, o lăsați maxim la 7-8 minute, apoi această apă, deci, o bei dacă tu ai ficat gras, dacă tu ai ciroză, dacă tu ai, te confunzi cu hepatita. Deci un ceai foarte bun. Aici în vasul meu am pus o frunză de hrean, o frunză de hrean. Vă știți toată lumea care este hreanul, da? Care noi punem murături. O frunză de brusturi și coada calului. În felul următor, poți pui mai multă, deci, apă ca stai întrânsa. Mâine iar din nou poți o încălzi și mâine iar stai cu piciorul, dacă tu ai picioare înflate. Dacă tu muncești foarte mult sau îmbli într-o încălțăminte înalt, deci picioarele se umflă, deci este reținerea de apă. Este formidabil. De ce? Fiindcă coada calului are foarte mult calciu. Foarte mult calciu. Dar aici cu voi am să fac și un măcerat de coada calului foarte bun, ca să fie ca un ulei de coada calului, ca tu, deci îți ungi picioarele unde tu ai dureri, genunchi, cot, umăr, spate, după cap, șold, tot ce este legat cu sistemul osos. Bună seara, dragii mei prieteni, aici fac 2-3 tratamente, spunem așa, care este foarte bun, dar mi s-a închis live, că am avut încă un live și mi s-a închis, telefonul meu sună. Nu știu ce să mai fac, da? Oamenii sună, mă caută, eu nu pot să mă desfac în zeci și stau pentru toată lumea. Astăzi am fost strâns coada calului, deci o plantă foarte miraculoasă, foarte, în afară că ea să bea ceai, ea scurăță foarte bine ficatul și sânge, să știți, este formidabil. Dar să știți, pentru femeile frumoase care au căderea de podoaba capilară,
Într-adevăr, poți să-ți faci așa un ceai, cum l-am făcut eu. Deci, ia uitați-vă, da? Și să-ți-l pui într-o sticluță și cu siguranță, dragii mei, pe să-ți speli părul, capul, da? Tu ai probleme, deci, cu scalpul. Pentru ce am făcut eu aici? Ca mama să-mi stai, să pun un alt vas, să stai cu picioarele, deci, cu mama mea, vă știți că este puțin mai bătrânică, da? Și stai cu picioarele în ea. Coada calului este foarte puternică, în afară ca să bei ceișor așa, deci el este diuretic, el scoate apa din organism. Pentru cei care au problema cu, nu se urinează, au infecție urinară, deci este formidabil. Salut, salut la toată lumea! Dragii mei prieteni, vă rog să-mi distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe. Deci am înțeles, încă o dată repet, fiindcă s-a închis live-ul și eu l-am șters. 10 litri de apă, coada calului, poți pui și uscată, poți pui și uscată, ia uitați-vă cum arată. Ea este o plantă cu iubește umezeală, ea crește înalt, mai ales dacă este un an ploios, ea crește foarte înalt, chiar și un metru. Este foarte bună chiar să o bei, mai ales pentru cei care sufru cu ficatul, cu sângele gras, cu glicemia mare în sânge. Te rog să-mi distribui, dragii mei, preci, lasă-mi câte o inimioară. Deci astăzi vorbesc de coada calului. Așa, în acest vas, după ce o fiert maxim vreo 7-8 minute, așa, ea schimbă la culoare, e normal, schimbă la culoare, da? Deci după și se răcește, stai cu picioarele de cinea. Ia uitați-vă cum arată la mine. Eu vreau să vă arăt totul pas cu pas, dar mai tem ca să închidă telefonul iar, da? Ia uitați-vă, da? Schimbă la culoare, da? Deși fiindcă are fier și calci, ajută foarte bine la sistemul osos. Dragii mei prieteni, cine sufăr cu oasele, cine are problemele cu oase, ce este formidabil, de câte ori să mă întreb? Măcar să o faci o zi da, o zi nu, o zi da, o zi nu. Dar dacă tu ai luat, mâine nu arunca iar din nou, deci poți stai cu ea, da? Mulțumesc frumos, Larisa! Dragii mei prieteni, este foarte bun, poți pui numai calci. Eu mai adaug și hrean. Așa, eu mai adaug, fiindcă hreanul la fel este o plantă nemaipomenită pentru articulații, chiar și rădăcina lui să mănânce. Deci este formidabil. Eu mai adaug și brusturi. Deseori, ia uitați-vă și am eu, ia uitați-vă, da? Așa, e ca așa. Eu vin întotdeauna cu plasa mare plină cu burieni. Poți adaugi nuci în cazul, adică frunze de nuci, da? În cazul când tu ai răni. Când tu ai răni pe picioare, adică o bubă care nu se prinde, mai ales pentru persoanele care au diabet, da? Și au picioarele umflate sau au venile, da? Deci nucul la fel este bun, fiindcă el are iod natural. Și chiar dacă noi spunem nuc aici în vasul meu, care mama stă picioarele, nu încurcă de bine, numai azi facă deci bine. Deci nu uităm, da? Brusturi, am pus hrean, nucă și coada calului. Deci îl fier câteva minute și stai cu picioarele între însu. Mâine tot la fel poți stai. Dragii mei prieteni, ceaiul poți să-l bei de 3 ori pe zi. O cană mare de 240 ml dimineața, o cană la amiază, o cană deci țara. Poți să-l bei și rece, numai decât să-l bei cald. Că poate să zic că e cald afară și nu se pot. Poți pui și chiar și o lămâiță, o felioară de lămâi. Deci este formidabilă de bun. Dragii mei prieteni, și încă ceva, până când la mine iasă, îmi fiarbă, deci infuzia mea pentru mama, pentru dureri de picioare, așa, eu vă arăt un macerat. Un macerat de coada calului, care eu, într-adevăr, îl iubesc foarte mult și pentru ce? Ca peste 40 de zile, peste, spunem, când voi fi în toamnă sau în iarnă, acest macerat de coada calului este foarte bun de a unge pe picioare sau articulață sau spate sau coloana vertebrală sau șoț sau nu mai de doamne să ai deloc o durere, da? Dar este foarte bun și maceratul îl fac eu astăzi aici. Așa, coada calului eu iubesc foarte mult, foarte, foarte mult. În afară că tu, deci stai cam 10 zile, spunem așa, dacă tu vrei, el poți stai și mai mult, că el este foarte bun. Tu poți bei și ceai. Concomitent, dacă tu vrei să stai cu picioarele, concomitent, 3 cani pe zi. Este foarte bun, este diuretic. Adică scoate infecția, inflamația din corpul nostru. Orice bărbați, că există cu picioarele înflate sau cu burta înflată. Deci concomitent poți bei și ceai și foarte bine poți stai și
Deci cu infuzie, cu piciorușile în apă călduță. Aici atent ca să nu uit. Pentru persoanele care au tensiunea mare. Noi, ca că nu avem drept, stăm cu picioare în apă fierbinte. Dar lăsați să le răcească foarte bine. Puțin ca să fie călduți, cu siguranță poți stai cu picioarele în el. Deci sunt formidabile de buni. Și hai să vă arăt cum fac eu măcerat cu ulei de in. Poți pui chiar și ulei din măsline. Da? Aici mă întreb, Dana, se poate de pus ulei de floarea salului? El se poate de pus, dar nu este atât de benefic, da? Uleiul pentru piele, da? Fiindcă noi trebuie să folosim sau ulei de cocos, adică unt de cocos, da? Da, putem să folosim unt de propolis, tot este foarte bun. Putem să folosim ulei de măslin, ulei de in, ulei de dovleac. Eu nu folosesc ulei de floarea soarelui. Multă lume zice că Zidana, eu nu am. Poți folosești bine, poți folosești, dar când tu faci pentru tine, da, tu întotdeauna ți trebuie să-ți cumperi o sticlă de ulei de măslin. El nu este atât de scump și noi ca să nu ne permitem, da? Dar noi facem pentru ajutorul nostru, da? Așa, sunt multe persoane care vând așa ceva. Testărul îți faci tu, singurii că învață, îți faci tu, fiindcă acel persoană care vinde tu nu știi, da? Mă rog, când spui, zi, Dana, eu am cumpărat de la doamna Tătănaie din Vaslui un medicament. Tu nu știi cum îl faci, pule. Tocmai de atâta timp vieți faci tu singuric pentru tine. Și hai la măcerat, dragii mei prieteni, că nu vreau să vă țin mult aici. Într-un borcan, întotdeauna vă stăruiți, puneți borcan de sticlă, nu mai decât, da? Și încă o dată, deja este întrebarea și am văzut-o, Zidana, nu am ulei de măsline. Bine, poți pui ulei de floarea soarelui sau untură, poți pui grăsimi, poți pui, dar cel mai bun, credeți-mă, că este cu ulei de măsline sau cu alt tipuri de ulei, ulei volatil, ulei buni care ajută la deci sistemul osos. Așa, într-un borcan, așa, eu pun, deci, coada calului. În felul următor, ia, vedeți, eu tot tai, cum ar fi frezăți. Așa, deci, coada calului este foarte bine să o amestici cu frunzi de pin, da, cu acid de pin. Este foarte bun, că acele de pin, dragii mei prieteni, ele la fel sunt puternici și pentru sistemul osos, pentru oas. Ele sunt foarte bune cu pin. Dar tu poți să-ți faci chiar și, să luăm la drept, numai cu coada calului. Poți face un borcanel două și apoi data viitoare, deci poți să-ți faci și cu pin. El este perfect. Este bun și cu hrean. Este bun și cu hrean acest macerat, da? Unde le ținem? La rece. Clar că nu poți să le scoți afară, să le ții, deci la căldură. Și aici mă întreb, Zidana, dacă deci eu fac acest măcerat de coada calului. Deci este bun și pentru piele. Este bun și pentru piele, dar dacă tu vrei și pentru piele, cu siguranță tu adaugi aici flori de sunătoare. Pojarniță la noi se numește. Florile de sunătoare este foarte bun pentru piele. Mai ales pentru cel mai mare organ al nostru, care este pielea, dragii mei prieteni. Iar telefonul este acum. Mă iertați. Așa. Deci este bun și dacă vrei cu piele, dacă vrei pentru piele, adaugi și sunătoare, că el este foarte bun. Pentru ce le fac eu acestea? Pentru oasă, pentru sistemul osos, pentru piele eu am și chiar și cu mimoză, cu altele, dar eu vreau să fac numai pentru sistemul osos. Deci, încă o dată, poți faci, deci stai cu piciorușul în apă călduță, în fiecare seară, mai ales dacă tu ai dureri de picioare, dureri de călcâi, tu ai micoză, ciupiarcă, dacă tu ai artrită, artrită reumatică, artrită reactivă, osteochondroză, rachitism, deci coada calului, deci are calciu, este foarte bun. Cel mai mult plant care are coada calciu. Eu te rog să-mi distribui life-ul să ajungă cât mai departe, da? Unde pot găsi frunze de hrean? Pui și ori, peste tot locul poți găsi frunze de hrean. Dacă ești aproape de mine, eu te duc pe un deal și îți strângi și sacuri întregi, gratis, fără ca să plătești nimic, da? Așa, deci eu ne împrut borcanul, dragii mei prieteni, așa, bine, nu scoatem până când nu scoatem tot uleiul, că multă lume zice, Dana, eu am pus, dar îl scot, o lăsă numai ulei. Nu, îl lași așa, dacă ești pe timp de iarnă, poți mai adaugi ulei aici și în felul următor, ia uitați-vă, da? Eu am aceste
Copaci de plastic, care sunt alimentari și păstrează foarte bine. Poți să-l închizi, poți să-l închizi, dar nu are rost. Aceste capaci. Suntem foarte mult, da? Dar e uscat. Poți pune la macerat? Poți pui și ori spui la macerat. Poți pui și uscat, dar cea mai bună ei este, deci, verde. Cel mai bună și chiar dacă, de exemplu, să o știi, trebuie să știi cum să o usuci. Nu poți să o pui grămadă ca ea să mucegăiască, da? Tu trebuie să o pui așa înșurat ca ea să păstreze culoarea, ca ea să păstreze fierul din ea, da? Și maceratul meu pun în felul următor, uleiul, da? Un ulei peste ea, umplu cu ulei, borcanul meu, deci umplu cu ulei, așa. Cât timp îl las, cât timp toate maceratele, dragile mele prieteni, care fac eu, le las 40 de zile. Da, dacă îți întrezi, Dana, mai repede, spate, spate, dar el cu cât mai mult șede, cu atâta mai bun. La loc închis, la loc închis. Încă o chestie foarte bună poți să o faci tu dacă tu vrei și ai mult, deci coada calul. Coada calul ea se vinde și ea nu este atât de scumpă, ea se vinde și în coapsul, ea se vinde și în pulbri, ea se vinde și ceapă, dar totuși trebuie să știi persoana care îți duc să o culeagă, să o vândă ție, o să o dăie, da? Poți să faci așa cum am făcut eu acest macerat, poți să o faci cu rachiu de casă. Cu rachiu care noi bine, pălincă, cum îi spunem noi, vodcă, da, poți o faci la fel. În borcan o tai așa foarte bine, da, și pui rachiu de 37-40 de grade, la fel este foarte bun. Dacă tu îi să mă întrebi, Dana, dar cum o bem când avem dureri de stomac sau pentru ficat? Ce ai pui-le? E ca așa, în felul următor, ce ai, parcă este marar, dar nu este marar, este coada cal. Eu mai las, deci, ceaiul meu, să zicem așa, da, ca să fiarbă în câteva minute, ca să tăie mama cu picioarele, deci în ea. Uitați-vă și, interesant, eu v-am dat astăzi informații ca voi să știți, da? Înainte de noi a băga noi diferite injecții când avem dureri de oas, fiindcă când, într-adevăr, avem dureri de oas și facem noi, plecăm repede la farmacii și cumpărăm injecții, Almiral sau Diclofenac, sau alte tipuri de injecții, dar nu vreau să denumesc numele. Dar încearcă să stai cu picioarele în apă călduță, dacă tu nu ai tensiunea mai fierbință, cât poți tu, dacă tu suporți, cât corpul tău, deci, suportă. Stai și încearcă cât de bine te ajută, apoi te bagi, deci, cu injecții. Eu nu sunt cu injecții, eu nu sunt cu pastile. Eu am foarte multe ierburi care într-adevăr ajută pentru articulații, pentru dureri de burt, pentru balonări, pentru căderea părului, pentru paraziți. Sunt foarte multe, da, foarte, mai ales pe canalul meu de YouTube, sunt foarte multe sfaturi care eu vă le dau aici cu voi de gratis. Chiar pentru persoane care sufăr cu diabet, chiar pentru persoane care sufăr cu durpeculioză, chiar pentru femeile care nu pot rămâne însărcinate. Deci aici eu vă dau foarte multe informații care, deci voi cu mare drag să prindiți, le faceți voi singurele. Da, pe canalul meu YouTube sunt și unguienti, cum am făcut cu 60 de implante, cu untură, cu grăsimi, da, de animale, cu grăsimi de cal, da, sunt și creme în farmacie cu grăsimi de cal, la fel pentru noi, pentru articulat, dar încearcă, nu încearcă un borcanel 2 ca să faci tu, ca să te ajuti pe viitor, da, mai întâi încearcă, că este, deci nu cheltui absolut nimic, numai că dacă e puțin timp de a strânge plantele, da, fiindcă pentru mine este că să mă duc, să le strâng, să vin, e timp, e căldură, nu, dar și să facem, asta este, da? Dacă voi nu le aveți, voi le cumpărați, că ele sunt foarte bune. Chiar și ceaiul de coada calului, îl bei că are calciu, el întărește oasele, este foarte bun și pentru păr, el are fier, are vitamina E, are caliu, la fel pentru articulații, da? Așa, este foarte bun și măceratul care eu l-am făcut astăzi cu voi, cu ulei, cu ulei de măslin sau cu ulei de in sau cu ulei de dovleac sau cu ulei de cocos. Este foarte bun ceaiul să-l bei, cum v-am arătat eu. Pur și simplu îl opărești, îl schimb puțin la culoare, vedeți, e gălbut, de el este foarte bun. Sau chiar poți face așa cum am făcut eu, dragii mei prieteni, ia uitați-o, da? Că stai tu cu piciorușul aici, că este foarte bine, sănătos. Sunt foarte multe rețete de astfel de ierburi naturale, de deal, de câmp, care într-adevăr
Le găsești. La oraș nu găsim decât la farmacie, nu puișor. În parcuri sunt. Când te duci la pescuit, când te duci la prins pești, când te duci la plimbare, întotdeauna toate plantele sunt găsesc. Și acum mai spune, dar dacă nu le cunosc, ia și te uiți pe canalul meu de YouTube, eu ți-am deschis, am făcut un secret cum să găsești tu toate plantele, să le vezi ce plantă este, care este de folos sau nu. Deschidem nenea Google, ia că tălăi, da? Așa. Este Google. E că aici este o poză. Când, de exemplu, am coada calului. Ia, vedeți, în felul următor. Și eu o pozez. Ia, vedeți, așa este ca să focseze. Pozez. Stați-o lea că eu vă arăt. Ca să vedeți. Că e mult. Așa. Așa. Ia că tău, ia, vedeți, focsează. Foarte bine, ia. Și focsăm să vedem cum ne dă, deci, coada calului. Așa, perfect. Și e că aici jos îți arată care plantă și cum se numește. Coada calului, coada șoace, uitați-vă, da? Vă arată absolut tot coada calului pentru ce este bună, cât este de bună. Că multă lume întreabă, zi, Dana, deci eu nu cunosc plantele, le cunoști, te înveți, da? Mai bine te înveți ca să le cunoști decât să ți le cumperi. Mă rog, dar acum sunt, zi, Dana, eu am mai avut și așa întrebări, zi, Dana, eu sunt milionară și mai bine le cumpăr. Ok, asta e altă, deci, istorie. Dar ca să le cunoașteți, uitați-vă cum vă iese coada calului. Deci, ca voi să vedeți dacă, într-adevăr, voi strângeți planta care voi o căutați. Toate plantele le arată așa, absolut la toate, prin Google și pe poză. Că multă lume a zis, Dana, asta este coada cală, asta este coada... Voi, prin Google, toată lumea cunoaște, înseamnă nenea Google deja, noi lucrăm cu dânsul mult, da? Fără el nici nu m-ați viziona acum pe mine că totul este legat cu Google. Și este foarte ușor de găsit în câteva sfaturi, care într-adevăr Zidana vă le spune întotdeauna, dragii mei prieteni, întotdeauna. Sunt multe persoane care zic, Dana, cum scoc o pâine că nu se primește pâine? Ia uite pe canalul meu de YouTube, acolo este, da, eu vorbesc mult că așa sunt eu, să explic, să vorbesc, să lămuresc, să cunosc, să învăț, știu, eu sunt o tip de persoană care eu fur întotdeauna cât ceva interesant, care, deci, mi-e interesant, mie sufletul meu, eu n-am când să mă năcrăsărit, eu n-am când să stau la sfatul țării, eu n-am când să intru în mahal, să vorbesc pe cineva, eu am amele lucruri și cu asta eu mă mândresc, da? Ok, dragii mei prieteni, asta a fost tot live-ul, am intrat încă un live înainte, s-o mai închis, s-o leacă, dar, uite, o ținut cu Dumnezeu, cunosc și mă sună telefonul și mă sună, dar asta este, da? Deja poți strângi coada cal, deja poți strângi coada șoarcelui, hrean, minte rece, frunză de zmeuru, de malin, să zice la noi, că el este foarte bun, un hormon natural foarte bun pentru iarnă, da? Ca pentru răceală. Este foarte talpa vacii tot, limba cerbului, talpa ursului. Sunt foarte multe plante care deja, pentru glanda tiroidă, pentru oase, pentru căderea părului, pentru tot, da? Dar eu nu vreau să stau mult cu voi, da? Întotdeauna când vă abonați la canalul meu, chiar și aici pe Facebook, când vreți și să mă vizionați, automat și fac un live, el vă vine și vă spune, Zidana, a venit, deci, în vizită ca să-ți deschizi. Azi nu sunt gătit, că am fost pe deal, dragii mei, și am fost astrâns și pelin și deja am început a strânge ideea. Pijma, știți care este pijma, da? Pijma este înflorită pentru paraziți, da? Pijma și pelinul deja este formidabil ca să bei ceișor pentru paraziți. Nu am timp, nu am timp ca să... Oamenii vor să mănânce, da? Copiii vor să mănânce. Vă duc, mai este și mama. Mă trebuie să mă am grijă de dânsa. Vă doresc sănătate. Aveți grijă de voi. Eu vă iubesc și vă transmit că azi am avut un live cu voi așa frumos. Vă mulțumesc pentru cei care ați distribuit. Vă mulțumesc pentru cei care întotdeauna mă susține. Vă mulțumesc pentru cei care mă alentați, dragii mei prieteni, că mai primesc câte o cutie de la voi cu bunătățuri. Chiar vă mulțumesc pentru cei care au grijă de mine. Zidana Uzacu, nu vă iubesc. Cu Doamne ajută și sănătate, să fiți sănătoși și bine întotdeauna, dragii mei prieteni. Eu vă iubesc, dragii mei prieteni, Zidana Uzacu. Noapte bună!